pentru vremea care vă stă înainte, va fi numit loc de drece. Pentru că mă voi ocupa în mod special de corabiile voastre, fiecare corabie în parte va trece pe la drece în acest port de ancorare. Ego vedere vrăt, unele care au fost deschegate și scârție din pricina șubrezimii accentuate vor fi trecute la bancul de lucru pentru consolidarea închegării. Cele care au pânzele sfâșiate din pricina luptelor prin care s-a trecut vor ajunge să experimenteze frumusețea înlocuirii acestor pânze. Cei care au ajuns la răspândie și nu știu încotro să se îndrepte vor căpăta călăuzire în mod personal și va fi dreasă cârma. Cârma în mâna mea va avea o direcție binecuvântată. Și pentru că e vremea dregerii și scurtă, și o perioadă comprimată, condensată, în care se va lucra cu repeziciune, păziți-vă de a vă așeza pe scaun de judecător. Că nu-i vremea să privești așchiile rupte din corabia celui din stânga sau pânzele sfârșiate din corabia celui din dreapta, ci-i vremea ca fiecare să stai în prezența mea, zice Domnul, cu corabia ta, cu corabia casei tale. Că-i vremea dregerii și cel ce-și recunoaște neputința și cel ce-și recunoaște istovirea și cel ce-și vede șubrezirea, viu sunt, zice Domnul, și viu voi rămâne, va beneficia de o dregere binecuvântată și de o consolidare care va pune în uimire chiar și solii cerești care poartă mesaje și aduc răspuns. Că nu-i mult. Vremea e mai scurtă decât vă gândiți după măsurătorul omului. Și se pornește furtuna atât de aprigă și de întețită încât vai. Multe corăbii vor naufragia, altele se vor scufunda, altele se vor pierde la. Dar pentru cele consolidate în vremea pregătirii, Dașamin va rămâne steag de biruință, va rămâne protecție dublată, va rămâne binecuvântare revărsată. Asta-i vremea dregerii, prețuiți-o și duceți această veste mai departe. Că nu-i vremea judecății și a condamnării, ci-i vremea în care fiecare să îndrăznească să vină în portul de ancorare cu corabia lui, să-i se facă dregerea. Amin.